Două meciuri, două victorii în această seară. Până acum în gala Divizia MMA, bătaie națională. Și ambele în prima rundă. În runda a doua chiar meciul lui Grigore, pentru că avem runde de 3 minute în această seară. Sunt 3x3 minute. Marius Pac, primul meci, prima rundă. Ion Grigore, al doilea meci, a doua rundă. Trecem la a treia confruntare din această seară. Mihai Constantin Ionescu este cel care intră în acest moment în cușcă. Un sportiv de asemenea foarte tânăr, este elev în clasa a 12-a. Este născut în 1997, este sportiv ce provine de la Clubul Român de Kendo, acolo unde practică Sei Budokai Karate și Kickbox. Este antrenat de către Nelu Gârbea de când era mic. Este un sportiv extrem de talentat și de titrat în competițiile de amatori, în special are peste 80 de competiții până la 18 ani, dintre care 3 campionate mondiale și 2 campionate europene. Este campion mondial WACO la juniori, la kickboxing light, titlul cucerit în 2014 la Rimini în Italia. De asemenea are un loc 3 la campionatul european din Polonia din 2013. De asemenea în întrecerile de juniori. Un sportiv extrem de talentat, așa cum spuneam. Are foarte multe titluri naționale, peste 20 de titluri naționale în diferite discipline. Are și un meci de mixed martial arts disputat, de asemenea la juniori în 2014, câștigat în primele 2 minute. Și să vedem și pe adversarul lui Ionescu, inginerul din cușca de bătaie, Paul Budacu, luptătorul din Brașov, lucrează ca inginer proiectant într-o corporație din Brașov, proiectează volane pentru mașinile scumpe din toată lumea și după 8 ore de program merge la sală să se antreneze. Are 31 de ani Paul Budacu. Eu voi fi campionul mondial din Las Vegas, ca să nu mai pierde timpul, vă anunț de acum. Foarte crezător și el, Paul Budacu. Am văzut un material la știrile de sport la PTV cu acest luptător. Practicant și de karate. Antrenat de Mircea Cârloganu pe partea de MMA și de Tudor Boga la BJJ. 77 de kilograme, 1,75 m înălțime, de peste 10 ani are o experiență în artele marțiale. Spuneam, extrem de crezător în el, Paul Budacu. Iată, își face apariția în cușcă. Mihail Mihailovici este arbitrul în cușcă la acest meci. Spunem că suntem la categoria welterweight, așa cum spun americanii, 77 de kilograme. De asemenea, 3 runde, a câte 3 minute, între Mihai Ionescu și Paul Budacu. Ionescu în albastru, Budacu în roșu. Începe confruntarea, se aruncă în atac, Budacu încasează acolo directă de stânga. Iată, intră la picioare, o încenturare foarte bună, încearcă o piedică acolo Budacu. Îl prinde în clinch pe Ionescu și foarte bine reușește să-l ducă la sol. Are o priză peste cap Ionescu. Se ajută de ea pentru a se ridica în picioare și de asemenea s-a ajutat de gardul cuștii. Foarte bună ridicarea lui Mihai Ionescu. Are în continuare acea priză, poate să atace o ghilotină, din nou se duce la un, la o proiectare Budacu, cu acel braț drept băgat pe sub piciorul adversarului. Este prins în acea poziție. Ionescu trebuie să-și apere
poziția pentru a fi dus la sol. Din nou prinde un single leg acolo, l-a prins de un picior Butacu și l-a dus la sol foarte bine. Control lateral acum, are acea priză peste cap Ionescu prin care îl împiedică pe Butacu să facă postură pentru a trimite lovituri sau să-și îmbunătățească poziția la sol. Nu este niciun pericol, deci triangulare pentru Butacu. Iată, vedem acest lucru în cele din urmă. Ionescu îi dă drumul și iarăși se ajută de gardul cuștii pentru a se ridica în picioare. Să spunem că acest gard te limitează în mișcări și în același timp te și ajută în anumite situații. L-am văzut pe Butacu trăgând gardă. Să vedem cum luptă de pe spate, încasează o lovitură, atac acolo un armbar, e capul dat printre picioare, trage în continuare de braț, nu este o poziție din care să finalizeze, trebuie să ajusteze puțin Paul Butacu, poate să finalizeze cu un triunghi, închide acum triunghiul și va fi greu lui Ionescu să mai iasă din această poziție, dar se trage, își trage capul și brațul pe acolo, în continuare are un armbar foarte bun, Butacu și bate în cele din urmă Ionescu. Ce tranziții bune din partea lui Paul Butacu la sol. Am fost puțin mirat în momentul în care a tras gardă, l-am văzut încercând să ducă lupta la sol și reușind să ducă lupta la sol, ajungând deasupra peste adversarul său. În cele din urmă s-a plictisit puțin de aceste takedown-uri și a tras gardă foarte bun, atacul de pe spate. A atacat un armbar, vom vedea în reluare, și a tranziționat în triunghi. Vedem aici, este finalul luptei, din nou îl dă peste cap și reușește să finalizeze o poziție asemănătoare cu cea de mai devreme, când Ionescu a reușit să iasă totuși din acel armbar. Ca să facem puțină o trimitere la un meci celebru, este poziția din care Fedor Emelianenko a fost finalizat prima oară în carieră de către Fabrizio Verdun. De asemenea, un triunghi și armbar, așa se numește poziția. Sunt bun și la sol și în picioare. Asta e avantajul meu față de adversari, că mă simt bine oriunde în cușcă. A spus Butacu înainte acestei lupte și iată, s-a ținut de cuvânt, a câștigat prin finalizare la sol acest armbar, revenind după o scurtă pauză cu o nouă luptă.